Aici să fie baia? Spice unde? Acolo? Și bucătăria? În partea cealaltă. Bun. Și acolo când de partea cealaltă o să fie o cameră. Familia Sabin are 3 copii de 6 ani, unul de 9 și o fetiță de 11. Au locuit cu chirie în sat în condiții grele, așa că Mitropolia Banatului le-a cumpărat o casă. Când au crezut că viața lor se îndreaptă, un incendiu le-a făcut casa scrum în prag de iarnă. Ați sperat într-un ajutor atât de important? Așa repede și nu. Nu, chiar așa repede nu. N-am crezut. Preoții și alți oameni cu suflet mare au decis să le ofere copiilor un nou acoperiș. Oamenii au donat materiale de construcție, au donat banii, o parte din materiale de construcție le-am primit de la 3 persoane de la Sibiu, iar cealaltă parte, o mare parte de la Timișoara. 2 camere, o baie, o bucătărie și un șpaiț, că suntem lăsați și avem nevoie. Un grup de inițiativă de la noi din parohia Dacia din Timișoara, împreună cu domnul Gigi, așa cum îl cunoaștem cu toții, am făcut, să zic așa, rapid o colectă și prin această colectă a fost, de fapt, primul imbold de a fi aici în întâmpinarea greutăților cu care se confruntă această familie. Prima cameră a fost construită și în curând locuința va fi gata, iar copiii își fac planuri despre cum își vor împărți camerele. Cu cine o să stai tu în camera ta? Cu surorile mele. O să fie mai simplu așa decât acum când stai soți la un loc? O să fie mai simplu pentru că nu ne îngrămădim. Mama lucrează și tatăl se ocupă de agricultură, iar sursa principală de venit este vânzarea legumelor. Familia se descurcă însă greu, așa că orice aliment primit cadou aduce zâmbete pe fețele copiilor. Voluntarii vor să ofere casa nouă familiei Sabin imediat după sărbătorile pascale.